Dragii mei, ne-am întors să mai povestim un picuț despre ce se mai întâmplă în Suceava și nu numai, așa să grăim așa în general despre ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Unde suntem noi, dacă se întâmplă ceva cu noi sau nu? Despre avalanșa de accidente care continuă să facă victime în județul Suceava și unde suntem noi statistic, pentru că e foarte important. Uite, o știre din pagina 20-a din monitorul de Suceava vorbește despre o statistică neagră. Vă spuneam ieri că suntem prin prisma accidentelor rutiere grave, suntem pe ultimul loc. Și am avut dreptate. 80 de morți în accidente în acest an după carnagiul de la Vadul Moldovei. Numărul de morți este ușor mai mic decât anul trecut, însă Suceava rămâne pe primul loc în topul județelor cu cel mai mare număr de decedați în accidente și în 2018. Multe județe nu au nici jumătate de numărul de morți din Suceava. Cei 5 tineri care se aflau în mașina care a intrat sub tir aveau leziuni incompatibile cu viața. Suntem lideri în cel mai trist clasament posibil. Spuneam cum majoritatea județelor nu au nici măcar jumătate din numărul de morți din Suceava. Dacă ne uităm la județele din apropiere Sucevei, în Botoșani sunt doar 21 de morți în accidentele rutiere, în Bacău sunt 52 de decedați, la Neamț 53, Bistrița în Săud cu 32 de morți în accidente rutiere. Noi avem 80. Comparațiile dumneavoastră. Cifre care strâng în spate și care sparg statisticile. Anul trecut în Suceava s-au înregistrat 104 morți în accidente rutiere, în timp ce în 2016 au murit pe șosele din Suceava 105 persoane. Cifrul care pur și simplu te strâng în spate. În acest an, serviciul rutier are în dotare un număr dublu de radare față de 2017. Statisticile arată creșteri mari la accidentele produse, la trecerile de pietoni și cu victime pietoni în general. Multe accidente grave sunt și cu implicarea bicicliștilor. Viteza excesivă rămâne principala cauza accidentelor grave, însă multe victime sunt și din accidente cu implicarea pietonilor, bicicliștilor, motocicliștilor sau a mopediștilor. Cum spuneam, ar trebui să avem grijă unii de ceilalți, pentru că nu doar statistic nu merită. Pentru că în Suceava, în continuare, se moare în accidente rutiere. Din păcate, numărul accidentelor, chiar dacă numărul victimelor, chiar dacă a scăzut, este în continuare foarte mare și v-am dat doar statistic. Botoșaniu cu 21 de persoane decedate în urma accidentelor rutiere și noi avem 80. Faceți dumneavoastră socotelile, mie mi-e să de vreo 4 ori. Sau Bacăul 52 sau Neamțul 53, cu riscul să repet statistica. Bistrița în Său 32 de morți. Vorbim doar de cele din jurul nostru și noi ne menținem în clasamentul Moldovei, dacă vreți, a regiunii de nord-est, ne menținem acolo lideri cu 80 de persoane decedate. Anul trecut au fost 104-105 persoane decedate. Așa se spune foarte, foarte mult. Poate nu facem ceva bine. Eu nu spun că nu facem deloc, dar poate că ceva nu facem bine. Poate că undeva autoritatea greșește și nu face bine ceea ce ar trebui să facă. Și asta ar trebui să ne dea de gândit. Poate că toți ar trebui să punem mâna și să găsim soluții. Și poate că toți ar trebui să ne îndreptăm spre soluții moderne, europene și să ne gândim la viața cetățeanului. Poate ar trebui mai multe, nu știu, mai multă lumină, mai mult semafor, mai multe dungi semnalizatoare, mai multe, habar n-am, radare, mai multe zone de presemnalizare atunci când intri în localități și în incinta localității, mai multe treceri, poate de pietoni, cu toate că nu avem niciuna, care să fie baricadate, dacă vreți, într-un fel sau altul, ca să poți trece strada. Poate trebuie făcut ceva. Și poate specialiștii, dacă există acei specialiști, ar trebui să se gândească să facă ceva și pentru cei, și pentru oameni. Poate ar trebui să se gândească. Poate că e nevoie să fim, nu știu, civilizați într-un fel mai brutal, așa un picuț. Poate într-un fel mai brutal o să avem mai multă grijă de noi. Poate. Din păcate, spuneam, stăm în statistică foarte, foarte sus și cred eu, nemeritat. Uite aici, femeie accidentată pe o trecere de pietoni din Fălticeni,
S-a întâmplat ieri pe strada de Oi Grăniceri din municipiu. Un autoturism înmatriculat în București, șoferul 40 de ani, accidentat o localnică în vârstă de 62 de ani, care s-a angajat în traversarea unei străzi pe trecerea de pietoni, semnalizată și marcată corespunzător. Bă, deci ne trebuie dâmburi, ne trebuie habar n-am, jandarmi alonje, bă, ne trebuie de, bă, orice se poate, bă, frate. Numai ca să circulăm, să învățăm că trebuie să circulăm mai bine, mai responsabil, mai cu grijă față de ceilalți și față de noi. Poate ar trebui să facem chestia asta. Bă, că dacă nu se vede că noi nu știm decât cu parul, bă, să facem chestia asta. Poate parul legislativ, evident. Bă, dacă nu reușim că facem chestia asta, avem o problemă. Poate că ar trebui să facem și așa ceva. Eu cred că e timpul. Ajunge. Chiar ajunge. Ar trebui să facem ceva. Ok, o treime din municipiul Fălticeni, fără apă la robinete astăzi, pentru remedierea unor defecțiuni apărute pe conducta de 300 de milimetri aflată pe strada Doi Grăniceri din municipiul Fălticeni, aproape o treime din populație va rămâne fără apă la robinete marți. E vorba de astăzi, decât de 11, da? Între orele 8-15 vor fi afectați consumatorii de pe străzile Doi Grăniceri, Cotești, Broșteni, Petru Rareș, Pictor, Șoldănescu, Țărâncuței, Dogari, Revoluției, aici vorbim parțial, nu întreaga stradă, Aleea Grămadă, asociații de proprietari afectate sunt 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17 și 18. Printre unitățile afectate se numără grădinița cu program prelungit Dumbrava Minunată, Dispensarul Medical 3, Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu, dar și numeroși agenții economici, unități bancare și magazine alimentare. Deci spuneam astăzi, la Fălticeni, între 8 și 15, va fi lipsă de apă, se intervine undeva la o conductă de 300 de milimetri. Asta ne spun specialiștii și dacă ei ne spun, înseamnă că ei știe și este de necontestat. Mai înțeles, deci de necontestat ceea ce spun acești specialiști ai noștri. Hai să vezi un picuț ce spunea în scrisoarea a treia. Am făcut-o toți, bă, la școală, scrisoarea a treia. Bă, n-am uitat-o. Înțelegi? Bă, am citit-o. N-am uitat-o. Hai să încerc să recit din scrisoarea a treia. Băi, deci mi-e complicat tare că nu mă pricep la recit. Băi, dar încerc să recit scrisoarea a treia în așa fel încât să înțelegeți măcar ceva parțial din ea. Spuma asta înveninată, astă plebe, ăst gunoi, să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi. Tot ce în țările vecine e smintit și stârpitură, tot ce e însemnat cu pata putrejunii de natură, tot ce e perfid și lacom, tot fanarul, tot țiloții, toți se scurseră aici și formează patrioții. Încât fonfii și flecarii, găgăuții și gușații, bâlbâiți cu gura strâmbă, sunt stăpânii acestei nații. Cu ce a greșit? Mihai Eminescu? Acum foarte mulți ani? Bâlbâiți cu gura strâmbă, sunt stăpânii acestei nații. Nu vă spune nimic? Nimic? Uitați un pic la televizor să vedeți așa, da? Prea v-ați arătat arama sfârșind această țară, prea făcură-ți neamul nostru de rușine și ocară, prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, ca să nu s-arate odată ce sunteți. Niște mișei. Da, câștigul fără muncă, iată singura pornire. Virtutea e o neurozie, geniul o nefericire. Dar lăsați măcar strămoșii ca să doarmă în colp de cronici, din trecutul de mărire v-ar primi cel mult ironici. Cum nu vii tu, Țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei? Și în două temne slarge cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Bă, nu e actuală? Bă, Eminescu nu-i printre noi acum? Pușcărie, casa de nebuni, mișei, tot ce reprezintă guvernanții, tot. Vă spuneam la începutul emisiunii că ei vorbesc de ordonanța care trebuie pusă neapărat în practică de către cei din guvern. Cum le spuneam? Bâlbâiți cu gura sâmbă sunt stăpânii astei nații. Pun ordonanță de urgență ca să-i salveze pe unii de pușcărie.
Evident, din demnitari, nu v-ați gândit că lor le pasă de cei care sunt pentru găinării prin pușcărie. Nu. Pentru demnitari. Fac acest lucru pentru că băieții, gen Livache, gen Vâlcov, gen o grămadă, că eu treagă coada acolo, înțelegi? Să n-ajungă la Mititica. Știi ce zic? Eminescu. Scrisoarea a treia. Nu mă credeți? Nu v-a plăcut cum am recitat-o eu? Tare de acord. Foarte de acord. Citiți-o dumneavoastră. Citiți-o. Și o să vedeți că e mai actuală decât actualitatea noastră. Da. În continuare, continuă saga porcilor sacrificați. În țărișoara asta, evident, când, de bineînțeles că acum, că nu se putea să fie în altă perioadă, oamenii taie porci pentru că dacă nu-ți vine autoritatea și îți sacrifică porcul, din fericire, județul Suceava nu este afectat de această pestă și nici județele învecinate, cred doar că pe la Bistrița era ceva, un picuț de problemă și acolo încercau să găsească soluții, ca să nu vină către noi, evident. Și cum spuneam, această saga continuă și acum. Hai să-l mai vezi o chestie care e foarte faină și care vorbește. Spune Daia. Daia! Deci, nu da, nu Daia. Nu da. Deci, ministrul agriculturii, Daia. Ca să scrie Petre, D-A-E-A. Îi spun Daia că e mai simplu, înțelegi? Vaca, zice ministrul agriculturii, este un miracol care transformă furajul în lapte. Ce spune un alt tip? Bă, ăsta da, ăsta cu minte, deștept, citit, înțelegi? Oscar Manto. Votul e o magie care transformă boul în ministru. Păi scrie la... Înțelegi? Deci citesc din clasici. Bă, nu le-am inventat eu. E ceea ce spune Oscar Manto gândindu-se în general. Deci nu e o chestie particulară, Doamne feri. Probabil că în țara noastră nici nu există cazuri de genul ăsta. Băiatul ăsta, Oscar Manto, când a scris chestia asta, s-a gândit la țara lui. De unde o fi fost el? De la patria lui el, înțelegi? Dar ce a zis el? Mai dăm o dată. Ci că votul este o magie care transformă boul în ministru. Și așa ceva. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Mă dezic total de această referire pentru că nu are niciun fel de legătură, nu? cu realitatea. Un pic de seriozitate, da? Vorbeam mai de neaur de trenuri. Trenul e mașină mică, unde îl duci pe Ionică? Sau glasul roților de tren? Duc, 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 duc. Băi, glasul roților de tren, trecem de la viteză la supersonic, mergem acum. Noi ne chinuim aici cu un tren, cu așa mai departe. Băi, ce au făcut? Băi, ai văzut? Deci băieții aia din vest au făcut Alianța Vestului, știi? Cei patru care au speriat vestul, știi? Care au speriat România și pe sudiștii ăștia decât de la București. E vorba de primare, de Bolojan de la Oradea, de Robu de la Timișoara, de Falcă de la Arad și, bineînțeles, Boc de la Cluj. Ăștia fac de toate. Bă, au niște proiecte de-alea futuriste. L-am văzut pe ăsta de la Cluj, un tren de exterior, după aia se transformă în metro, merge. Bă, deci, înțelegi, gândesc futurist pentru localitățile pe care le reprezintă și pentru asta accesează bani europeni, pentru că nu ai niciun fel de șansă. Au făcut această alianță ca să poată accesa mai ușor și să scape de această bunăvoință, cu ghilimele de rigoare, a sudiștilor, știi? Și de aprobările pe care ai nevoie atunci când mergi la așa ceva de la București. Înțelegi? Și ca să ocolească povestea asta, au ales varianta simplă. Facem o alianță, mergem direct la Bruxelles, luăm banii și ne modernizăm. Pentru că nu se poate altfel. Ok. Și ca să vedeți că lucrurile funcționează, a apărut un tren nou. O să spuneți, care e, frate? Unde mai face trenul? Hai că vă stă la Putna rezolvat. Alo, alo, nu-i la noi. Nu-i la noi. Nu, nu. Deci e în vest, în vest. Și uite, scrie la gazetă. Cluj-Viena. Cu tren și vagoane decât austriece. Mai înțeles? Trenul austriac ÖBB din 9 decembrie, deja circulă, da? Va face legătura între Cluj și Viena. Mai înțeles? Clujenii cei au posibilitatea din 9 decembrie să circule spre Viena cu un tren direct operat de căile ferate austriece, care se traduce Österreich Bundesbach, nu știu ce, OBB și CFR. Trenul va circula pe Cluj-Viena, pe relația Cluj-Viena, plecare de la Cluj-Napoca, sosire la Viena, plecare de la Viena, sosire la Cluj-Napoca. 29 de euro pentru călătoria la vagon clasa a doua, pentru adult, prețurile valabile din 9 decembrie
2018. Mai înțeles? Deci, băieții ăștia au zis, bă, hai să facem și o chestie de genul ăsta. De ce? Păi, de ce facem o chestie de genul ăsta? Pentru că, bă, facem deschidere, înțelegi? Deschidere către vezi, către aia, pentru că nu se poate. Bă, autoritatea, în condițiile în care autoritatea nu face nimic pentru tine, bă, trebuie să găsești o soluție. Cauți soluția, o găsești. Înțelegi? Și duci cetățeanul. Bă, merge cetățeanul cu trenul. Știi ce spun? Merge cu trenul, bă, nu-i scumpuț, e o alternativă, e sigur, e glasul roților de tren, glâng, 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 adică e în regulă, știi? Te duci frumos și dai și, bineînțeles, utilitate și așa mai departe, da? Dar cine operează acolo? Glasul roților de tren de unde, mă? Dând OBB Osterreich, înțelegi? Vine trenul vienez, vine la Cluj, pleacă de la Cluj, vine la Cluj, pleacă de la Cluj. Bă, de ce n-a făcut autoritatea noastră? Cu ce să meargă, bă, cu trenurile alea alu Malaxa din 30? Cu ce să facă, bă, chestia asta? Da! Uite aici, 4 curse aeriene care trebuiau să ajungă la Iași și Bacău au aterizat pe aeroportul din Suceava. Wow! Ceața de astăzi, de la finalul săptămânii trecute, a creat probleme aeroporturilor din Iași și Bacău, mai multe curse aeriene aterizând pe aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Astfel, duminică 9 decembrie, numai puțin de 4 curse aeriene care nu au putut ateriza pe aeroporturile din Iași și Bacău din cauza condițiilor meteo nefavorabile, au ajuns la Suceava. Băi, drept că la un moment dat stăteam și am văzut un avion, un avion care era cam jos. Am zis, bă, frate, ce cată ăsta pe aici, bă, o fi nimeni, o fi greșit, că era ora nepotrivită, că nu era, că de acum știi la câte avioane e, mai și cunoște. Știi? Când trece, când pleacă, când vine, știi? Ăsta era la o oră nepotrivită și gândeai, băi, de unde? Se vede că venea de la Iași sau de la Bacău. Conducerea aeroportului Suceavean a transmis că 2 curse ale companiei Wizz Air dinspre Larnaca, Cipru, respectiv Eindhoven, Olanda, cu destinația Iași, au aterizat în condiții de siguranță pe aeroportul din Suceava. De asemenea, o cursă de la Blue Air din Italia, la Bergamo, cu destinația Iași, a aterizat tot la Suceava. A mai fost una de la Bacău, un Blue Air de la Roma, Fiumicino. A fost la fel rerutată, așa să spunem, no, redirecționată, să spunem noi, către Suceava. Conducerea aeroportului din Suceava spune că până la momentul de față ceața densă a creat probleme în toată regiunea Moldovei, fiind afectat și aeroportul din Suceava. Astfel, în perioada 23-25, mai multe zboruri au fost anulate și redirecționate către Iași, unde condițiile au permis aterizarea avioanelor în siguranță. Spitalul din Câmpul Lung Moldovenesc a inaugurat ieri compartimentul de primiri urgențe modernizat. Suntem bucuroși că am finalizat acest proiect de modernizare a compartimentului de primiri urgențe, care este poarta de intrare în spital și vrem să asigurăm condiții adecvate realizării unui act medical de calitate, spune doctorul Cătălin Sândulescu. La această inaugurare a fost prezent și primarul municipiului Mihai Negură, președintele directorul al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Bleorțu, managerul Serviciului Județean de Ambulanță, domnul doctor Alexandru Lăzăreanu și tot felul de alte oficialități de acolo. Sândulescu, sau cel doctorul Sândulescu, Cătălin Sândulescu, este managerul Spitalului Municipal de acolo, de la Câmpul Lung Moldovenesc. Această investiție a fost suportată din fondurile proprii ale spitalului și a costat 200.000 de lei. Deputatul Mihalescu interpelează pe ministrul afacerilor interne pe tema situației de la Consiliul Local Straja. Acolo nu s-a întâmplat nimic. Știți foarte bine, 2 consilieri ar fi trebuit să fie validați, dar pentru că primarul de acolo, de la Straja, care este evident primar PSD, nu catadixește să valideze pe cei 2 consilieri, și asta pentru că îi convine situația. Acolo, chiar dacă este primar PSD, este viceprimar PNL și majoritatea, să spunem, este deținută de cei de la PNL, e vorba de 8 consilieri, 8 mandate și 7 mandate de la cei de la PSD. Nefiind 2 validați, situația s-a schimbat în sensul că e 7-6 și asta convine foarte mult celor de acolo, evident primarului și Consiliul Local PSD. Și pe acest principiu, din vară, de câteva luni de zile, nu s-a mai întâmplat nimic. L-am auzit la un moment dat pe primar spunând ceva de genul că va face și va drege și la următoarea ședință, care deja a trecut, va rezolva, și bineînțeles că n-a rezolvat-o, pentru că când s-a pus în discuție această temă, toată lumea, inclusiv primarul, s-a ridicat și au plecat din ședință. Mă întreb însă, la nivel de legalitate, ce spune autoritatea, dacă vorbim de instituția prefectului de aici din Suceava, la fel ce va spune ministrul afacerilor interne, doamna Dan, legat de așa ceva, pentru că situația este una
absolut halucinantă. Și din punctul meu de vedere, cineva ar trebui să plătească într-o țară europeană, cineva ar trebui să plătească. Cred că nu se va întâmpla asta, am eu așa un feeling. Și cred că autoritățile ar trebui să-și facă datoria, că pentru asta sunt puse acolo. Ceea ce se întâmplă acolo este de neimaginat. Într-o democrație reală. Din păcate, o spuneam, de neimaginat, dar se întâmplă, dragii mei, că ne place, că nu ne place. De la 1 ianuarie 2019 se vor majora indemnizațiile veteranilor de război, spune directorul Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, precizând în același timp că sume mai mari de bani vor primi și invalizii de război și văduvele de război. Târg de Crăciun în scop caritabil la biroul francez. Se vorbește iarăși de accidente, de tot felul de lucruri pe care, bineînțeles, nu ne bucurăm să vorbim. Primăria Suceava va finanța și anul viitor echipa de handbal masculin a universității. Ce spune primarul Ion Lungu? Obiectivul de performanță propus este menținerea în divizia națională. În acest an, suma pe care a alocat-o Consiliul Local echipei de handbal a fost undeva la 1.200.000 de lei. La fel își propune primarul și pentru anul viitor să aloce aceeași sumă pentru pentru handbalul sucevean. Cartofi cu 60 de bani și roșii cu 2 lei kilogramul, nu-i vorba de prețul de piață a respectivului produs, ci mediile de bază cărora fiscul evaluează, mediile pe baza cărora fiscul evaluează în lei arenda exprimată în natură. Și sunt e o listă întreagă aici de prețuri, după care fiscul face tot felul de lucruri. Poliția derulează un proiect, tu știi ce face și pe unde mai este copilul tău, și da, poate ar fi să bine să știm ce face și pe unde mai este copilul sau pe unde mai sunt copiii noștri. Titluri interesante în presa de astăzi, o să vedeți, o să le găsiți și, bineînțeles, o să le mai dezvoltați. Noi am făcut atât cât ne-am priceput, de dimineață, evident. De dimineață să vă spun doar că euro este cotat undeva la 4,64,95 și este în creștere euro și nu leul. Dolarul american undeva la 4,07,69. Dar deja a început să nu mai intereseze dolarul american, că e vorba de Trump. Lasă-l, bre. El cu trâmpuiala lui, da? Ce ne mai spune Emilianu? Să ne mai înveselească așa un pic, sau să ne mai înveselește așa un pic. Ai venit tu, Văsălie, Daion e în Israel. Apoi nici nu-i bani, Mărie, că eu n-am treabă cu el. Asta apropo de ce spune gospodinei Maria cu vecinul Vasile. Spuneam să ne mai înveselim și noi un pic. Vremea va fi bună astăzi, deci puteți să avem zâmbet pe buze, pentru că va fi soare. Astăzi. Va fi și soare astăzi. Vor fi și norișori, dar va fi și soare astăzi. Și asta mai în tot județul. Așa. Spunea cândva că pe la Dorna s-ar putea să fi nins așa 8 de dimineață sau poate să și ningă acum, dacă nu s-a oprit. În rest, niente din soare azi, niente ploaie, niente, doar o vreme frumoasă, temperaturi bune, în jur de un grad, două cu plus, așa, mai peste tot în zona de șes și deal, indiferent de județ și la vecinii noștri mai peste tot, un minus 1 timid așa la Vatra Dorne și la Câmpul Lung Moldovenesc. Se menține acest minus 1 la Vatra Dorne și Câmpul Lung Moldovenesc și pe parcursul zilei, la fel cum acel 1 grad, 2 grade se mențin cu plus, evident, se mențin și în zona de șes și deal. La șes și deal pe noapte undeva în jur de minus 4 grade, muntele undeva în jur de minus 11 grade, dacă vorbim de Câmpul Lung Moldovenesc, sau minus 9 grade la Vatra Dorne. Spuneam temperaturi bune. Vorbim mâine mai pe înderete despre celelalte zile sau despre weekend, când se pare că vor veni un pic din soarele și vom avea și pe aici, pe acolo, niște temperaturi negative, vorbind de șes și de deal, dar nu foarte, nu exagerat, undeva minus 1, minus 2 grade. Adică, cumva, putem să le ducem temperaturile astea mici.
Asta e vremea, dragii mei. Vremurile, evident, am vorbit și despre ele. Nu ni se termină niciodată cuvintele atunci când vorbim de vremuri, pentru că la ce nu se întâmplă în țara asta vis-a-vis de guvernanți în relația pe care ar trebui să o aibă cu noi, cu alegătorii și cu cetățenii, în general, subiectele nu lipsesc. Să aveți parte de o zi frumoasă, să rămâneți cu noi, programele Bucovina TV, să fiți cuminți, dragii mei, pentru că vine Moș Crăciun, luna cadourilor. Și să nu uitați, să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!